X-Men Arm Wrestling se numește competiția la care Ludușanul a ocupat locul întâi la categoria plus 95 kg mână dreaptă după ce a învins multiplul campion din hexagon, Aymeric Pradin. De asemenea, rechinul a urcat pe treapta a treia podiumului la proba regiunea concursului, respectiv open mâna dreaptă. Competiția a avut următoarele categorii de greutate, minus 70 de kg, minus 78 de kg, minus 86 de kg, minus 95 de kg și plus 95 de kg. Întrecerea rezervată exclusiv profesioniștilor a reunit la Start Sport din țări precum Rusia, Ucraina, Austria, Marea Britanie, România, Franța, Italia, Bulgaria, Norvegia, Belgia, Polonia, Croația. Printre numele mari ale mapa mondului care au luat parte la X-Men Arm Wrestling, îi amintim pe Rustam Babaev, Ucraina, Tsvetan Gașevici din Bulgaria, Asmona Asmantas din Lituania sau Aimeric Pradin din Franța. România a fost reprezentată de Ciprian Topostov, Iorel Dobrin, Olimpiu Făt, Ștefan Tamaș, Andrei Kiprianov și Marius Jurovski, toți luptând pentru clubul englez London Arm Wrestling.